Bună ziua, stimate doamne și domnișoare și de ce nu și domnișori în cazul în care avem și așa ceva. Astăzi aș vrea să vorbim puțin despre pensulele de care aveți nevoie atunci când vreți să vă faceți un machiaj. M-am gândit strict la varianta în care vă machiați doar voi pe voi, atât, uităm de make-up artiști, uităm că vrem să machiem pe altcineva, uităm de această posibilitate. Este un clip strict pentru fete care se machiază doar pe ele sau pentru fete care sunt începătoare și vor chiar acum să își facă un set minunat de pensule. O să vedeți că eu am aici 2 burățele și 10 pensule pe care vreau, un burățel și 10 pensule pe care vreau să vi le arăt. Am încercat să pun câte 2 variante pentru fiecare tip de pensulă, dar pe aici pe acolo unele pensule sunt multifuncționale și atunci de la un set de 10 pensule puteți să coborâți la 6 sau la 7 pensule, ceea ce este foarte ok pentru un machiaj complet. Și când zic un machiaj complet, integrăm și un eyeliner, integrăm și un blending, integrăm și o aplicare tapotată de fard, precum și alte produse cremoase. Întâi de toate, când începem baza noastră de machiaj, începem cu primerul, respectiv fondul de ten. Iar pentru asta eu am aici, să zicem, 2 opțiuni. În cazul în care sunteți genul de persoane care preferați pensulele în detrimentul burețeilor, să știți că am aici 2 pensule foarte drăguțe pentru voi. Aceasta este o pensulă foarte veche pe care eu o am. Ea este Buffing Brush de la Real Techniques și, după cum știți, dacă mă urmăriți de ceva timp, cred că are în jur de 4 ani și arată impecabil. Pensula asta și-a, nu știu cum să zic, și-a plătit toată cheltuiala, să spun așa, în tot acest timp. Arată foarte bine, este la fel de bogată, i-au picat foarte puține fire de păr la spălare și în continuare este fină, ceea ce este o chestie mai rară, să zicem așa, când vine vorba de pensule. Și aceasta este o pensulă de la NYX, care este momentan preferata mea, a intrat în colecția mea de make-up, cred că de o lună, și de atunci o folosesc constant. Este numărul 22 și pe asta, spre deosebire de asta de la Real Techniques, o găsiți individual la cei de la NYX, în magazinele fizice sau pe site la Makeup Shop. Asta costă în jur de 80 de lei, din câte mi-aduc aminte, m-am uitat pe site și am vrut să rețin toate prețurile să vi le spun, dar în cele mai multe cazuri o să le găsiți în descriere, pentru că n-am reușit, evident, să rețin toate prețurile. Pensulele astea două, deși sunt 2 pensule de fond de ten, ele sunt destul de diferite, pentru că, după cum puteți vedea înăuntru, aceasta are o formă rotunjită per total și este la fel de înaltă sau, să zicem așa, mai bombată în vârful ei, în timp ce asta are o formă ușor tăiată așa într-o parte și în centru are o găurică unde puteți să puneți fondul de ten, iar de aici încolo se va estompa singur cu ajutorul celorlalți peri. Și asta este foarte, foarte fină și vă faceți treaba foarte bine cu amândouă. Cu asta folosesc de obicei mișcări circulare pentru că sunt ceva mai rapide, însă cu asta folosesc mai mult mișcări de tapotare pentru că vreau să mimez exact textura pielii mele și practic ăsta este secretul pentru aplicarea unui fond de ten super uniformizată și naturală. Bineînțeles că mai găsiți asemenea pensule și la alte branduri, cum ar fi Sephora, Melchior, Eco Tools, chiar, care sunt ceva mai ieftine și găsiți asemenea produse sau, mă rog, asemenea ustensile și pe site-uri ca Amazon sau eBay la prețul de 1-2 dolari și care să-și facă treaba foarte bine. O am, de exemplu, pe asta aici. Asta a venit la un set de 5 pensule similare cu forme diferite. Seamănă destul de mult cu asta de la NYX. Am dat pe set în jur de 5 sau 6 dolari acum 4 ani de zile în state și își păstrează forma și starea la fel de bine, așa că să știți că puteți să găsiți pensule foarte faine la prețuri foarte mici și pe eBay și alte site-uri de genul acesta, nu trebuie să fie neapărat branduri renumite, însă eu mă înțeleg foarte bine cu astea de la Real Techniques, îmi plac, știu deja că sunt niște pensule preferate, așa că de câte ori mi se strică una, merg și o cumpăr din nou tot de la ei. Bun, în cazul în care sunteți persoane care mergeți pe asemenea pensule pentru fondul de ten, s-ar putea să vă descurcați, dacă sunteți un pic mai experimentate, să vă aplicați și concealerul cu aceste pensule și, bineînțeles, dacă mergem mai departe, puteți să folosiți și un blush iluminator sau contur sau, dacă nu, chiar bronzer cremos și să le aplicați tot cu aceste pensule. Este o economie din punct de vedere bani și timp.
Sau dacă nu reușiți să ajungeți în zonele mai strâmte, cum este zona aceasta de aici, zona nasului, pe aici, prin bărbie, dacă mai sunt persoane care au bărbia puțin lipită de zona inferioară a buzei, puteți oricând să vă orientați și la niște pensule de genul acesta. Astea sunt niște pensule care mimează pensulele de buffing, doar că sunt mult mai micuțe, sunt exclusiv pentru zonele astea. Eu am aici Doomed Shadow Brush de la Real Techniques, care, din câte mi-aduc eu aminte, am cumpărat-o individual, nu la set. Știți că produsele lor sunt de obicei la set și nu avea exact forma asta pe care o vedeți voi aici. Pur și simplu am mai strâns-o eu și a devenit așa ușor mai plată. Ea este o pensulă, cum îi zice și numele, pentru fardul de ploape, însă mie mi se pare potrivită și pentru produsele cremoase, pentru că este făcută din peri sintetici. Mai departe mai avem această pensulă de la Zoeva, este 142 Concealer Buffer și să știți că eu pe asta am luat-o la un set de 8 pensule, dacă nu mă înșel, pe care am dat jur de 3 sau 400 de lei. Este o pensulă foarte faină, dintre toate 3 asta este cea mai densă, cea mai tare, cea mai rigidă. În același timp poate să funcționeze bine pentru produsele care sunt ceva mai groase, să spunem fondurile de ten cremă sau spumă, în timp ce astea care sunt ceva mai răsfirate merg mai bine pentru fondurile de ten care sunt mai hidratante, de exemplu, și prin urmare sunt lichide și foarte subțiri. După cum v-am zis, ori sunteți genul acesta de persoană și faceți o asemenea combinație, da, o pensulă pentru fond de ten și o pensulă pentru concealer, ori sunteți genul meu de persoane și alegeți un beauty blender. Ăsta este beauty blender original de la Beauty Blender, arată ca vai de el pentru că l-a prins pisica și s-a jucat cu el. Și am încercat să-l salvez, a rămas în kitul meu doar pentru mine, nu mai folosesc pe alte persoane. Sau puteți oricând să mergeți și să cumpărați bureței de la Real Techniques și bineînțeles că pe lângă acești bureței de la Real Techniques mai găsiți mulți alți bureței care se comportă similar, nu sunt identici nici pe departe, ăștia mi se par cei mai faini bureței de pe piață. Un burețel care merită încercat în cazul în care sunteți limitați de un anumit buget mai este burețelul de la Oriflame, acela mov, care merită și el într-o anumită măsură, dar este mult, mult mai tare. Ăsta este cel mai aerat burețel pe care eu l-am întâlnit și mi-a plăcut tare, tare mult încă de la început, dar mi se pare că și acesta de la Real Techniques și-a schimbat destul de drăguț, să zic așa, forma, formatul, fibra din care e făcut, habar nu am, însă a devenit și ăsta la fel de aerat. Ăsta este un burețel pe care l-am cumpărat de Black Friday, deci pe 16 noiembrie, așa că are cam 2 luni de când e la mine. Ce am descoperit în schimb la ele este că burețelul acesta de la Beauty Blender rezistă cumva mai mult decât ăsta de la Real Techniques. Mă uit la el, care v-am zis că are 2 luni și deja prezintă niște semne de uzură, în sensul în care începe să se rupă, dar probabil că are de-a face cumva și cu felul în care îi spăl eu. Ăștia de la Real Techniques își păstrează mult mai bine culoarea decât ăștia de la Beauty Blender și bineînțeles că diferența de preț există între ele. Ăsta este în jur de 80 de lei, dacă nu mă înșel, iar pe 4 bureței din ăștia am dat 100 și puțin, așa că merită mai degrabă ăștia de la Real Techniques. Dacă mergeți pe o variantă de burețel, puteți oricând să renunțați la pensulă de fond de ten și pensulă de concealer. Deci până acum avem un burețel sau 2 pensule. Mai departe, o să trecem la pudră și aplicarea produselor pudră, care uneori poate să fie făcută cu ajutorul unui burețel, doar dacă pudra pe care voi o aplicați este una colorată. Atunci când aplicăm pudră translucidă, fie ea liberă, fie ea compactă, trebuie să avem grijă ca ustensila cu care aplicăm pudra să nu fie umedă, pentru că altfel o să se întâmple ca atunci când mergeți să faceți o fotografie cu blitz, să vi se albească fața. Așa că dacă aplicați o pudră colorată, fie ea compactă, fie ea liberă, puteți să vă matifiați tenul direct cu acest burețel. Dacă aplicați o pudră translucidă, adică albă, fie ea liberă, fie compactă, puteți în continuare să o aplicați cu burețelul, dar doar dacă acesta este uscat. Dacă nu vă place aplicarea cu burețelul, nicio grijă că avem Anytime pensule, iar pentru acest pas eu vreau să vă arăt niște pensule multifuncționale sau pe care le-am descoperit eu ca fiind multifuncționale odată cu exercițiul, ceea ce vă încurajez și pe voi să faceți. Avem odată
Contour Brush, tot de la Real Techniques. V-am zis că sunt foarte multe, cred că aproape la fiecare categorie am câte o pensulă de la Real Techniques. Pensula asta este o pensulă cu care eu m-am înțeles și nu m-am înțeles, în sensul în care mi-a plăcut tare puțin la început și acum îmi place foarte mult. Este genul de pensulă de o mărime medie, este o pensulă pentru față, cu care eu pot să-mi aplic și pudra la nivelul acesta al ochilor, adică în zone din astea mai greu accesibile. Puteți să vă aplicați conturul, pentru că ea oricum este o pensulă de contur, puteți să aplicați blush, puteți să aplicați iluminator, puteți să faceți un contur foarte, foarte dezorganizat în zona asta a pliului. Este o pensulă, în primul rând toate pensulele de la Real Techniques au păr artificial care mimează pe cel natural, deci nicio codiță de veveriță n-a fost ruptă pentru aceste pensule. Mie mi se pare o pensulă potrivită atât pentru produsele cremoase lichide, adică am aplicat inclusiv fond de ten cu ea, ceva mai greu, dar l-am aplicat, cât și pentru produsele pudră. Așa că asta este o variantă și partea cea mai bună este că aceste două pensule, pensula de fond de ten și pensula asta de contur, le găsiți la set, dacă vreți să vi le achiziționați. Și mai este la același set, mai este o pensulă de buze, am încadrat-o eu aici, dar o să vorbim la rândul ei de ea. Asta în cazul în care încă mai există acel set. M-am uitat pe site și am văzut că au început să se schimbe puțin seturile. Eu vă zic cum le-am achiziționat eu. După care mai avem această pensulă, care uitați-vă cum arată mânerul. Nu mai scrie pe ea exact numărul. Se termină cu 131. Este o pensulă de la Melchior. Dacă vă uitați așa prin comparație, am putea spune că seamănă. Poate fi o pensulă de contur fără probleme, dar în egală măsură putem să aplicăm cu ea pudra pe sub ochi, contur, blush, iluminator, iar și treaba asta de la ochi pe care v-am povestit-o mai devreme. Nu am încercat să aplic cu asta niciodată produse cremoase sau lichide, pentru că are păr natural. Și îi voi scurta viața considerabil dacă am să fac treaba asta. Dar pensula mea preferată și am lăsat-o pentru final este aceasta, tot de la Real Techniques. Ea este Setting Brush. Ce vă arăt eu acum este o copie nesimțită după ea. Am dat o comandă pe eBay de mai multe pensule și, mă rog, m-am trezit că de fapt erau fake-uri, nu erau pensulele originale, dar își fac treaba. Diferența între pensula originală Setting Brush și asta fake, am observat că ține de, să spun așa, cât de multe folosiri poate să ducă, ceea ce nu este neapărat o chestie igienică. În principiu, după fiecare utilizare a unei pensule ar trebui să o spălăm, dar în cazul în care utilizarea, mă scuzați, doamnă masă, în cazul în care utilizarea pensulei se face cu produse pudră, de exemplu îmi pun pudra pe sub ochi tot timpul cu aceeași pensulă, să zicem că poate să reziste o zi, două, trei, poate maxim, sunt curajoasă și zic trei, fără să o spălăm. Pensula asta este foarte faină pentru că nu este o pensulă chiar plată, dar vedeți că este destul de îngustă, să zic așa, nu are o formă rotunjită cum e asta. Este o pensulă cu care ajung foarte, foarte lejer în zona asta, cu care pot să fac contur, pot să pun blush, pot să pun iluminator și dacă mi urmăriți tutorialele știți deja că eu pot să fac un machiaj întreg cu un burețel și cu pensula asta și bineînțeles ceva de sprâncene. Nu știu ce altceva să vă spun, mie mi se pare o pensulă tare utilă și pe care o recomand tuturor persoanelor care mă întreabă în privat, care vin la make-up la mine, care au venit la cursul de automachiaj. Mi se pare o pensulă cu care poți să faci foarte multe chestii și chiar dacă nu te încumeți să o folosești în mod funcțional, pentru zona asta de sub ochi și pentru iluminator este bestială. Și așa ca o paranteză, când spun că poate să ducă mai multe utilizări, vreau să spun că perii din care este această pensulă făcută înghit exces de sebum sau orice alți factori de umiditate de pe față mult mai repede decât aia originală. Aia originală parcă nu se îmbibă imediat de sebum cum o face asta. Dar oricum, în momentul în care o pensulă se îmbibă de sebum, hei, trebuie spălată. Mai departe o să trec la pensule de sprâncene. Mie mi se par chiar super utile pensulele de sprâncene atunci când folosiți produse, sunt pomadele de la Anastasia sau Cabral de la Benefit. Dacă folosiți creion, e cu totul altă treabă, acolo puteți să săriți fără probleme peste această ustensilă. Sau dacă folosiți produse pudră, cum sunt kiturile de sprâncene, la fel mi se par super utile aceste pensule. Eu am aici o pensulă scumpicică, aș spune,
de la Benefit, dar care totodată este pensula mea preferată de sprâncene. Am două asemenea pensule, una momentan nu o mai găsesc, sunt foarte supărată, sper să apară, dar este o pensulă foarte, foarte faină, mânerul s-a cam tocit de la atâta utilizare și spălare. Ce îmi place foarte mult la ea este că este rigidă de la cap la coadă, în sensul în care zona asta de aici este într-adevăr foarte, foarte rigidă și îmi place foarte mult pentru că reușesc să fac o estompare foarte bună a sprâncenei cu ea. Iar perii de aici de sus sunt și ei la rândul lor foarte, foarte rigizi și mă ajută să-mi desenez acele fire de sprânceană subțirele sau mai groase, de ce nu, dar care să mimeze sprâncenele mele naturale. Pe de altă parte, mai avem această pensulă care este un no name pe care nu mai știu să vă spun exact de unde îl am, în tot cazul dintr-un kit tot așa luat de pe eBay. Am experimentat foarte mult la un moment dat cu ce pot să cumpăr de pe eBay. Ce nu-mi place la ea? Ok, să zicem că mă descurc cu treaba asta. Până la urmă, o asemenea spatulă, doamne, nu spatulă, o asemenea baghetă pentru sprâncene puteți să păstrați și de la o mascara care s-a terminat și o curățați voi. Dar perii ăștia de aici de sus sunt destul de moi. Reușesc să-mi fac sprâncenele și cu ea fără probleme, doar că mi-a ceva mai mult timp și s-ar putea ca pe aici pe acolo să mă cam enervez pentru că nu este la fel de rigidă, dar nu este un capăt de lume dacă reușiți să vă faceți un machiaj frumos cu niște pensule care nu vă ajută foarte tare. Imaginați-vă ce o să faceți cu niște pensule super faine. V-am arătat pensulele astea de sprâncene, dar o să rămân puțin la ele pentru că am să le leg de eyeliner și o să vedeți imediat de ce. Dacă să spunem că păstrați, ups, este aici. Dacă să spunem că veți păstra o asemenea baghetă de la mascara, capătul acesta de pensulă tășită puteți oricând să o folosiți pentru eyeliner, pentru că pensulele astea tăiate în unghi sunt cele mai bune atunci când începeți să vă faceți eyelinerul. Eu la cursul acela de self-makeup învăț tot timpul fetele să folosească aceste pensule pentru că vă ghidează cumva spre codița linerului. Așadar, puteți fie să vă luați o asemenea pensulă cu două capete, fie să păstrăm asta de la o mascara și să ne luăm o pensulă complet separată pentru eyeliner. Și vedeți că am aici două pensule identice cu ce v-am arătat mai devreme, pensule care pot fi folosite fără probleme pentru sprânceană, după care le ștergem și trecem la eyeliner. Nu aveți nevoie de 1.000.000 de pensule, vedeți că toate chestiile de aici sunt super personalizabile și puteți oricând să vă alegeți ustensilele de care aveți nevoie în funcție de bugetul vostru. Pensulele astea două sunt în felul următor. Pe asta o am de la Ioana Dumitrache. Este o pensulă de la Extreme Lashes. V-am zis că o am de la Ioana Dumitrache pentru că ea a avut două sau trei, cred. Ea mi-a zis că îi plac foarte mult astea. Am întrebat-o de unde pot să-mi cumpăr una și mi-a zis nu-ți mai cumpăra că îți dau eu una. Am să o caut în schimb și dacă găsesc un link, sigur, sigur o să îl aveți în descriere. Dar tind să cred că este ceva mai scumpă asta. În schimb, asta de aici este o pensulă super ieftină. Am dat 5 lei pe ea din IDM. Apropo, dacă sunteți din București, puteți să mergeți în IDM la Basarab și să vedeți acolo o grămadă de pensule chinezării de pe eBay luate, după care nu mai trebuie voi să așteptați în cazul în care dați o comandă. Dar vedeți că pensulele seamănă foarte mult cu ce v-am arătat mai devreme. Sunt niște pensule care merg folosite și la sprânceană și la eyeliner. Bun! Dar pentru eyeliner vreau să vă mai arăt și pensulele astea de aici, care arată cam așa, sunt niște pensule de pictor, să spunem. Vă arăt pe asta de la Zoeva, asta este pensula 315 pe care am cumpărat-o, o găsiți și individual, dar dacă vreți să vă luați ceva de la Zoeva, vă recomand să mai strângeți niște bani și să vă luați un set complet, pentru că este mult mai rentabil așa. Pensula asta, sinceră să fiu, o folosesc când și când, trebuie să fiu în dispoziția necesară să am chef să bibilesc cu ea, însă dacă voi vă descurcați mai bine cu o asemenea pensulă, go for it, nu trebuie să încercați cu o pensulă tăiată în unghi dacă voi vă descurcați mai bine cu asta. Și în egală măsură voiam să vă mai arăt pensula asta de la Real Techniques, pe care scrie Silicone Liner Brush și arată cam așa. Vă arăt pentru simplu motiv că am primit foarte multe întrebări în legătură cu ea. Nu este o pensulă pe care pun foarte des mâna, o folosesc mai degrabă cu acuarele sau cu geluri colorate, cum sunt pomadele de la Kat Von D. Dar nu este un must have și în mod clar nu o să vă ușureze viața atunci când vine vorba de eyeliner. Hai să trecem la pensulele de buze și să lăsăm pensulele de ochi
la final sau, mă rog, printre ultimele, pentru că o să vedeți că acolo avem mai mult de povestit. Am aici două pensule. Una este de la Realtechnix, după cum probabil v-ați obișnuit, și una este de la NYX. Asta de la NYX este numărul 20, este o pensulă super simplă, nu ai nevoie de nimic complicat pentru buze, are o formă din asta ușor rotunjită, este plată, din peri sintetici, cum trebuie să fie și toate pensulele pentru buze, și cu care puteți să vă trasați un contur foarte frumos sau, de ce nu, să aplicați ceva accente pe unde vă doriți voi, ori dacă aveți vreun coș de estompat. În același timp, pensula de buze poate să fie și o pensulă foarte bună de detaliu. Și în egală măsură mai avem aici pensula asta de la Realtechnix, Detailer Brush, cred că se numea, nu mai scrie exact, și arată cam așa, este o idee mai mare, mai lată decât cea de la NYX de mai devreme, însă face și ea treaba foarte, foarte bine. Îmi place mult pensula asta pentru că are mânerul foarte, foarte subțire și îmi creează toate condițiile necesare pentru a lucra pe detalii. Bun, acum pensulele pentru ochi. La ochi putem să lucrăm cu tot felul de texturi, mai ales în anul acesta sau în era aceasta în care toată lumea încearcă să reinventeze partea asta de make-up cu tot felul de iluminator gel. Ați văzut treaba asta? That's weird. Avem aici două pensule din peri sintetici de care, din punctul meu de vedere, aveți nevoie, nu de amândouă, de una dintre ele. Voiam să vă arăt, hai să începem cu asta de la Realtechnix, care se numește Essential Crease Brush. Este o pensulă cu care eu reușesc să estompez foarte bine creionul, gel și așa mai departe. Are o formă nici prea mare, nici prea mică. Puteți să lucrați cu ea și pe ploapa de jos, dar și pe ploapa de sus. Mi se pare o pensulă super, super utilă, dar atâta, doar pentru a estompa anumite produse cremoase sau creion. Mulțumim că ne împarfumezi viața, domnule Erwick. Ori dacă vă mai comentați voi sau nu știu, dacă n-aveți altă pensulă curată în momentul ăla, puteți oricând să aplicați și un fard pudră peste creionul pe care tocmai ce l-ați estompat. Asta e singura chestie pe care o face pensula asta. Dar puteți să vă orientați la o paletă de ochi care are și pensulă în ea. De obicei, paletele de ochi au o pensulă cu capăt dublu, cum este asta de la Naked, din paleta Naked. Nu scrie nimic pe ea, nu mai știu în care Naked a fost. În tot cazul, pensulele astea care vin cu paletele Naked sunt cele mai faine pensule cu peri sintetici pe care eu le am. Pentru că, în primul rând, au capăt dublu și fac cu o pensulă ce fac cu două în mod normal. Avem aici odată un capăt mai plat și nu foarte, foarte gros, capăt pe care puteți să-l folosiți oricând și pentru concealer, așa că puteți să renunțați la pensulele de concealer în favoarea acestora, cei drept asta este puțin mai micuță și probabil că o să vă ia ceva mai mult timp până estompați un concealer, dar e o variantă. Iar la celălalt capăt avem un capăt de pensulă similar cu ce v-am arătat de la Realtechnix și fac exact același lucru. Diferența între astea și astea pentru concealer, vedeți că ține pur și simplu de formă sau de mărime. Astea sunt ceva mai micuțe și, bineînțeles, făcute pentru fard, pentru că nu o să aplici niciodată fardul cu așa ceva. Dar te poți descurca cu pensula asta și pentru concealer fără probleme. După care, dacă tot suntem la capitolul capăt duo, o să trecem la pensulele astea mai micuțe, care sunt pensule tip creion, să le spunem. Încă o pensulă cu capăt dublu este pensula de la Smashbox din paleta Full Exposure. Asta are și ea la rândul ei un capăt negru și cealaltă jumătate alb, care poate merge foarte bine pentru estomparea produselor cremoase sau pentru aplicarea fardului, iar în partea cealaltă avem o pensulă de tip creion cu care puteți oricând să lucrați detalii, cum ar fi ploapa asta de jos. Dar o pensulă similară pentru detalii, adică o pensulă tip creion, este Lux Pencil 230 de la Zoeva. Asta în cazul în care vorbim despre detalii, mă rog, detalii. Sau dacă vorbim despre aplicarea unui fard, aveți nevoie de o pensulă așa plată cum e asta de la Full Exposure. Sau Lux Smoky Shader 234 de la Zoeva. E o pensulă faină cu care reușesc să-mi aplic
fardul pe ploapă sau să difuzezi culoarea de aici de jos, dar cam atât faci cu ea. Pensulele de ochi sunt ceva mai specifice, nu pot fi toate multifuncționale, după cum ați observat până acum, însă puteți să vă descurcați cu o pensulă pentru două chestii la ochi, de exemplu. Dacă nu vă plac pensulele astea de detaliu, care arată așa ca un creion, puteți oricând să optați pentru pensule de genul acesta, care sunt micuțe și plate și cu care reușiți să faceți o treabă similară, să spunem. Pensula asta micuță de aici, de la Zoeva, este 237 de Taylor Shader. Este o pensulă ceva mai mare, mai groasă, mai bogată decât ce urmează să vă prezint în continuare. Și cu asta puteți să aplicați, nu știu, glitter, un fard mai deschis, mai iluminator pe centru sau așa mai departe. Ori puteți să vă aplicați un pic de negru, doar așa o dungă. Nu aș merge atât de departe încât să spun că puteți să faceți un eyeliner cu această pensulă, însă cu asta de la Melchior puteți. Asta de la Melchior avea și ea un număr pe ea odată, dar asta este, nu mai are. Este o pensulă de detaliu de la Melchior pe care o găsiți la ei în magazine sau pe site, probabil că ea costă undeva în jur de 25-30 de lei. Și este o pensulă minunată pentru detaliu, însă mie îmi place să fac inclusiv eyelinerul cu ea și ce îmi place foarte tare să mai fac cu ea este să pun un pic de fard negru peste eyeliner și să fac marginile linerului meu foarte, foarte smooth și aproape de perfecțiune. Și ultimele pensule de ochi, dacă nu mă înșel, sunt evident pensulele de blending, despre care cred că v-ați întrebat până acum. Știu că nu am mers într-o ordine logică a machiajului feței, însă am mers într-o ordine în așa fel încât să vă pot prezenta și da cât mai multe sfaturi pentru pensule. Am aici 3 pensule de blending. Mie pensulele de blending mi se par super importante. Eu la început am dus lipsă de așa ceva și s-a văzut foarte mult timp în machiajele mele. O pensulă foarte, foarte faină de blending este asta de la Zoeva, Luxe Cris 228. Este una dintre pensulele pentru care sunt foarte fericită că am luat întregul set. Este destul de mare, dacă vă puteți uita, este și foarte, foarte flexibilă, nu e deloc rigidă, nu și-a pierdut perii la spălare, cred că are 2 sau 3 ani de când este la mine, o am din 2016, merge pe 3 ani și nu știu cum să vă zic, v-am spus, o iubesc pe asta. Dar în egală măsură, mai avem pensula asta de la Melchior, asta cred că e ceva mai veche, are vreo 4 ani, pe asta cred că am dat în jur de între 40 și 60 de lei, nu mai sunt sigură, dar și asta este la fel de flexibilă, am crezut că am zis rigidă, îi tot cad particule din mânerul ăsta, de fapt nu sunt bucăți din mâner, sunt, e o bucată din fațada mânerului, să spunem așa, dar nu mă deranjează, adică pur și simplu este o pensulă foarte folosită. Reușesc să estompez foarte bine cu ea o grămadă de texturi pe ploapa mea și reușesc să intru cu ea inclusiv în zona asta de jos. Și o altă pensulă foarte, foarte faină pentru blending, pe care nu o credeam atât de faină la început, este pensula asta de la NYX, numărul 16, pe care o găsiți și pe Makeup Shop și în magazinul lor. Ea este super fină, deși este din peri sintetici. Ei reușesc cumva să fie foarte, foarte fin la atingere, nu pierde niciun fir și reușesc să fac un blending foarte frumos cu ea. Într-adevăr, e o idee cam mare pentru zona asta de jos. Dacă nu aveți un pic de experiență, s-ar putea să vă cam enerveze. Dar imediat ce faceți câteva machiaje și învățați care sunt părțile pensulei care vă ajută cel mai tare, o să vedeți că o să o iubiți și voi la fel de mult ca mine. Și pe lângă toate pensulele astea pe care vi le tot sugerez eu în kit, eu vreau să vă mai sugerez o chestiune care ține de igienă și pe care eu o fac constant și la mine acasă și atunci când merg să machiez pe cineva. Am tot timpul un prosopel pe care îl țin pe masa mea și în momentul în care mă machiez, pensula rămâne pe prosop, nu atinge alte suprafețe. Bine, aici a trebuit să curăț masa înainte ca să pot să le las pe masă. Am tot timpul burețelul aici pentru că masa la care eu mă machiez, de exemplu, are și laptopul pe ea și sunt convinsă că sunt multe fete care care fac treaba asta, pentru că nu toată lumea locuiește în palate și nu toată lumea are câte o cameră specială doar pentru machiaj momentan. Glumesc. Dar treaba asta cu prosopul este super utilă pentru că odată vă păstrați toate pensulele într-o igienă desăvârșită, cum unii make-up artiști nu fac, de exemplu, și e cam nasol. Și în al doilea rând, în cazul în care am terminat
sau nu știu, am ceva fard pe pensula asta pentru că mi-am făcut un blending și aș vrea să o mai folosesc, dar cu altă culoare, încerc să scot tot fardul din această pensulă folosindu-mă de prosopel și o să vedeți că lucrurile vor deveni mult mai ușoare în viața voastră. Așadar, dacă ar fi să aleg eu, de exemplu, un set de pensule din toate astea cu care să plec, uite, de exemplu, într-o călătorie, mi-aș lua un burețel, mi-aș lua o pensulă din asta și am tot machiajul feței, aș lua pensula asta de la Benefit, da, acum am și sprâncenele. Ce aș mai vrea eu să mai iau? Dacă vreau doar atât, aș putea să mai iau o pensulă, uite, din asta de blending. Și aș putea să mai iau o pensulă din asta de detaliu. Și o să facem așa, tot machiajul feței cu concealer cu asta. Pudra, conturarea, blush, iluminator, o fac cu asta. Sprâncene cu asta. La buze, am să renunț la buze pentru că am tot timpul ruj lichid la mine mat și ăla se așează foarte bine. Dar dacă să zicem că se întâmplă să am nevoie de o pensulă de buze, o să funcționeze foarte bine asta micuță de detaliu. Cu asta de detaliu pot să-mi fac și un eyeliner și pot să pun și puțin fard în interior dacă chiar am nevoie de așa ceva. Și să spunem, o voi mai lua pe asta de blending în cazul în care am nevoie să blenduiesc ceva, deși aș putea să blenduiesc și cu asta și hai să spunem că mi-aș mai lua o pensulă din asta de aplicare a fardului. Și iată, cu atâtea pensule, nu că plecați într-o călătorie, vă faceți un machiaj complet cu așa ceva. Trebuie pur și simplu să învățați să vă descurcați cu pensulele pe care le aveți sau să vă luați un kit micuț, uite, din 5 pensule și un burețel. Trebuie să învățați să le folosiți multifuncțional și atunci o să vedeți că viața voastră o să fie mult, mult mai simplă. Nu mai spune momentul în care trebuie să spălați toate pensulele astea. Simt că am vorbit foarte mult, dar sper din tot sufletul că am fost pe înțelesul tuturor și că v-am ajutat. Contează foarte mult pentru mine să aud părerea voastră, sunt tare curioasă. Voi, dacă v-ați descurcat cu un asemenea kit micuț de 5 pensule și un burețel, uite, de exemplu de asta sunt curioasă, ce pensule ați alege de aici? Pentru a vă face un kit de pensule doar pentru voi, dacă ar fi să vă faceți acum un etui cu pensulele de care aveți nevoie pentru un machiaj, să zicem, mai complex un pic, ce pensule ați alege? Sunt tare curioasă să-mi ziceți asta în comentarii. Sunt convinsă că nu există nu pot, există nu știu și nu există nu pot, nu știu să învăț, există nu vreau sau nu știu, nu am motivația necesară. Trebuie pur și simplu să exersați. Și acum mă simt ca o mămică de aia care își trimite copilul să citească. Mulțumesc tare mult că ați stat cu mine până acum. Merg și o să beau niște apă, căci mă doare gura, pentru că am vorbit foarte mult. Până data viitoare, nu uitați să vedeți clipurile din urmă. Nu uitați să-mi dați și mie un thumbs up și să apăsați pe clopoțelul acela de notificări, pentru că aparent YouTube-ul nu ține cu mine și nu mai ajung notificările în căsuța voastră și mie îmi pare foarte rău că nu vă mai revăd. Dar, așa cum spuneam, până data viitoare puteți să vedeți clipurile din urmă sau puteți să mă urmăriți pe Instagram unde vorbesc des cu voi și vă întreb tot felul de chestii. V-am pupat! Pa!